cu tine și acum plecăm. Deci folosești numai telefonul tău. Uh-huh. 15 minute. Uh-huh. Povestește-ne așa puțin tot ce trebuie să faci. Deci, trebuie să găsesc cheia, să fac un contact. Deci, am 3 livrări deodată, toate 3 sunt ce așa. Așa. În orașul în care locuim noi. Serios? În ce așa am sat? Da. Păi și nu e departe. Păi, dacă știau. Pentru livrările din ce așa am dat pentru fiecare comandă 1,50 €. Uh-huh. Deci 4,50 € îmi plătește drumul. Da. Și cum e comanda? Cum se procedează acolo înăuntru? Asta vreau să știu. Înăuntru, până acum erau 1, maxim 2, acum sunt vreo 6 persoane. 6, pentru cine nu înțelege ce înseamnă 6 persoane. Na, e weekend și probabil că sunt foarte multe comenzi, suntem 3 șoferi. De fapt, sunt mai mulți șoferi, mai sunt 7, dar eu nu știu ce. Probabil sunt și cu motocicleta? Cred că da. Dar ăștia care nu știu eu ce cu ei, cred că sunt motocicleta. Așa. Sau au ăștia parteneriat cu Deliveroo sau astea și vin ăia și iau, știi, cred. Dar suntem 3 șoferi angajați direct la ăștia, știi? Acum mi l-au pregătit, din cauza că sunt foarte mulți acolo și sunt ăștia care sunt vechi. Mi l-au pregătit cineva și eu doar am la taster și vin să le livrez. Deci ai 3 livrări acum. Am 3 livrări acum, mergem la prima. Ok. Prima 19 minute. Dacă ajung acolo și nu găsesc adresa sau am ceva dubii cu privire la adresă, sunt clientul. Dacă nu am număr la client, trebuie să sun la alt număr și să scriu un cod, pentru că clientul ăla a făcut comanda printr-o altă companie, gen agenții de asta, nu știu cum se cheamă, Deliveroo sau de astea, de, mai sunt de, nu știu. Au făcut online, nu? Da, comenzi de astea sunt online. Da, bine, merge și prin apel telefonic. Aha. Da. Și după aia te întorci acolo și aștepți următoarea comandă. Mă întorc înapoi aici, le vreau pe astea 3, mă întorc înapoi aici și aștept. Dacă-s gata, vin și le iau direct și plec. Dacă nu-s gata, văd ce mai sunt făcut pe acolo. Deci nu ai un telefon cu aplicații unde ți alegi tu comenzile și... Nu, asta fac ăia de la Deliveroo, ăia care... Da. Eu dacă-s direct la ăștia, nu trebuie. Și câte ore lucrezi? 6 ore part-time. De la ora 5 la ora 11 seara. Și dacă vrei full-time? Full-time deja au. Se poate, dar deja au șoferi pentru full-time. Nu, dacă ar fi să lucrezi full-time, câte ore ar fi? Adică cam la ce oră începe ăștia cu comenzile? La 11 dimineața. Deci la 11 dimineața, la 11 seara. Și ți se pare greu? Ce se mi se pare greu? Job-ul ăsta. Nu, asta e tot ce mi-am dorit. Serios? La viață. Da, serios. Chiar dacă la bani. Nu, pentru că la masatura, adică mi-e place să conduc, îmi place să livrez. Singura chestie care nu-mi plăcea la Amazon și la livrat coletic erau foarte multe stopuri, știi? Dar așa, vin aici, mă trai pe cur până-s gata astea, până nu știu ce. Am 3 comenzi, mă întorc peste o oră. Da, dar și banii sunt. Na. Pe măsură, adică gândiți-vă că la livrat nu se face banul cum faci la Amazon, adică la Amazon câștigi poate la livrat mâncare, nu se. Da, poate la Amazon cam cât câștigi așa pe zi? La orele astea. 170. 170. Și la livrat cam cât poți să cam cât poți să câștigi? Aici ca să câștig 170, trebuie să muncesc o zi de la 11 la 11 și încă o zi jumătate zi. Deci faceți-vă voi un calcul dacă se merită la bani pentru part-time. Nu se merită, dar asta să fie pe lângă, așa ce mai să ai un job. Așa nu ar fi posibilitate din tips, da. Și la tips, na, dacă plătești cu cardul... Două zile muncite, n-am plătit la tips niciodată.
Păi da, îți plătesc cu cardul ăștia, nu? Sau cum? Cash? Îți plătesc. Ăștia au făcut comandă online, mă, ce ai? A, da, 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 da. Da. Deci tip să-ți dau dacă vor ei, așa. Da. Aha. Da, până acum nu. Și facilități? Ce facilități ai? Că la fiecare job presupun că ai și... pizza mică, gratuită și un suc. Deci o pizza mică, gratuită și un suc, în cazul în care nu s-aude. Că e gălăgie. O pizza mică, gratuită și un suc. Mm-hmm. O pizza mică, nu pizza mare. Mică. Și e bună pizza? Ai gustat-o, nu? Comparând-o cu asta din Cheshire, de exemplu. E total diferit. Spune amândouă, dar e diferit. Nu știu neapărat dacă e mai bună sau nu. Da, eu m-am lăsat pe spate, pe mine m-a luat somnul. Așa că mai ne auzim mai târziu, când o să facă livrarea Daniel, să ne spună dacă mai are să ne spună ceva, că pe mine m-a furat tare somnul. Am ajuns și la primul stop. Am ajuns la primul stop. Ce trebuie să faci? Tichet 28. Nu trebuie să-i suni pe clienți? Sun ca să nu mă chinui să caut. Ok, bine, așa spun. Probabil e fix. Bun, prima livrare reușită, pun tichetul deoparte, pentru că eu păstrez tichetele, s-a îndovadă când trebuie livrare. Să îmi decontez motorina, s-a îndovadă. Okay. Să știu ce bani trebuie să-mi dea. Uh-huh. Și toate, poți frunzi aici, dacă dai cu ăsta, aici am plătit tichetele. Da. Pe două zile. HP51YQ, ăsta e mai încolo. A fost flat? HP51, da. YQ 5 minutes away. Cât ai? 5 minute. Așa tot să livrezi, nu? Da, bravo. Easy peasy. Easy peasy. Aici e n-am aflat torneza, știu că am livrat la Amazon. Mamă, ce le-am căutat de-am uit. S-a făcut ciudat. Take the next left onto Severals Avenue. Următoare. HP51 cup top trebuie să fie. HP51. Uite aici o zonă frumoasă de locuit, chiar mi-ar plăcea. E tot la noi în Cheshire. Zi ha? Ceva despre vreme, despre zi, zona asta. Zona asta. Cât de frumoasă e, da. Zona de oameni bogată. Exact. Da, poate peste vreo 10-15 ani să putem să facem și noi să stăm așa. Da. Livrezi pizza, mănânci pizza. Am oprit și până acasă 2 minute și a luat Daniel pizza. Livrez pizza de la Papa John's și mănânc pizza de la Farmhouse. Da. Bun asta. Dar oricum cred că și pizza de la Farmhouse e bună. Foarte bun. Nu? Mai are aici o bucată, nu cred că se vede. Dar eu nu pot să mănânc pentru că este cu carne. Diferența e că asta la Papa John's posibil că e mai sănătoasă. Da? Da, îmi pare că are ingrediente mai premium. Ah. Asta e mai știu cumva. Posibil, cine știe, ori doar parte că e firma. Plătești firma. Nu știu. Așa e în general, plătești brandul. Na.
cât de bune-s bune, cam toate. Da. Mai ales că e cum vede atunci când ți-e foame. Uite. Cum îți bagă în el? Păi, dar bei cu ăsta, deci câteodată merge și câteodată nu merge, nu înțeleg. De ce strivi? Zic, dar vă, și eu, în ce bag aici? El care nu-i făcea ketchup, am făcut ketchup. Eu nu mai am sos de salată, deci mi-a dat numai două de alea. Da, păi de aia. Și sosuri, câte sosuri îți dau la ăștia, la Papa John's? Mm. Serios? Mm. Sunt zgârciți, a? Mm. Și de care, ce sos e? Păi, mie cred că dă mai multe, da. La ăștia, un standardul nu sunt la o pizza. Păi și ce sos e asta, întreb? Standard garlic. Deci n-am stat nici măcar 5 minute, cred, și deja are câte? Încă 3. Încă 3, tot încișăm? Bă, cât de... Și ce, nu poate să dea mai multe odată? Dacă nu le-ar pregătit, el ar stă să aștepte 1000 de ani. Ce tare. HP52 SD. Da, eu mă uit la serialul meu, am descoperit acum un serial foarte fain, se numește Pinocchio, el e vechi. Dar pare genul meu și l-am început la episodul 8. Așa că îi dau înainte. Cât mașina stă pe loc, în rest nu pot să mă uit. Să-mi spuneți și voi dacă l-ați văzut, chiar sunt curioasă. Nu-mi place actorul neapărat, dar na, că eu după asta mi-am aleg serialele. Dar da, îmi place ideea. Pinocchio, dacă nu știți, este o boală inventată de ei. În realitate, nu știu dacă se manifestă așa. Persoana care are boala asta, sau, mă rog, afecțiunea asta, sughiță. Nu poate să mintă, că altfel sughiță. Da, interesant. Da. E așa astea. L-au pus la respect pe Daniel Stenca la ultimele livrări și văd că l-a pus să facă curățenie de acum op. Dacă se vede ceva, că bate lumina asta, e vreo. Nu se vede. Ia uite. Așa, băiatul. Îți dă și suc? Încă mai ai? Hai să vedem cum arată pizza. E jumijuma? Da. Aparatul meu, telefonul meu are o problemă, iar filmează pro. Dar nici nu-mi dau seama care e. Unde e carnea? 112. Acum am ajuns și noi acasă și am zis să-mi filmez un pic pe ăștia mici. Să încheiem așa vlogul frumos, cu o scenă frumoasă. Și îi prezint pe Tobiță. Sau Tobi. Bel. Acolo. Charlie. Aici. Și Oreo acolo în spate. Și în ultimul rând, Kitty. Care este acolo. Vine și acolo. Care e cea mai mică, cea mai umflată, dar la kilogram e cea mai... are cel mai puțin. Ce faci tu? Miau, miau, micu-tum. Mână.
E atât de ușoară. Ce faci tu? Ce faci tu? Miau! Miau! Nu focalizează telefonul. Miau! Hai! Ce este cel mai catifelat dintre toți. Cel mai catifelat dintre toți. Și cel mai blând. Și cel mai blând. A dormit cu mine de vreo două ori. Bă! Bă! Cam atât pentru vlogul de azi. Vă mulțumesc că v-ați luat timp și ați vizionat acest videoclip. Sper că informația adusă a fost bună și dacă aveți ceva întrebări, ne auzim în comentarii. Așa că vă mulțumesc și ne vedem în următorul vlog. Pa, pa!